Așa e fără mașină feche. Mașina feche nu o pun. Ce faci cu mașina feche? Mai iudat la tine mașina Mercedes. E obstrop. Două ani, atât. Bă, nu că crezi. Până luni seara am nevoie de numere bune la mașina asta că pleacă la export. E ca și rezolvată, domnul Vili. Bine, dar să știi că nu-mi plac schimbările. Știi că nu mă joc. Ce-a putea, dracu? Dă-te mâncare. Javra asta, mă zic. Scai mâncare în frigidă. Da. Dă-i și tu o cutie pe zi. O cutie neală. Că e mare. Vezi cât e. Călăr, tot băiul de băiat. Faustul meu. E mare, mă. Auzi și vezi să nu uiți să-mi uiți florile, te rog eu. Florile, da. Te rog. N-ai nicio grijă, Neale. Când vă întoarceți? Nu știu, bă, că nu cred eu să rezist să stau mai mult de o săptămână. Uite, ia cheile. Mersi. Ia cheile. Tăticule, ia-ți copilul de aici, că nu pot să ies. Faust. Faust, vin la tine. Mai zici de ce nu vin să-i dau de mâncare? Ia verifică, 10.298. Aziz, porțelan 1915, I. Andropov. Andropov? Ce chici ordinar. Păi ce facem cu ea? Înregistrează și băg în magazin. Să-l aplaudăm cu frenezie pe Mircea Bada! După cum vedeți, impresionante forțe de pasă și protecție au fost mobilizate pentru ca acest transport cu totul special să aibă loc în condiții de maximă siguranță. Ne vom deplasa și noi către sper să nu să fie problema. Totul este sub control. E profesionist? Omul la care zice Merțanul la tine e cel mai mare. Să nu ne încurce. Lasă Merțane că ești cel mai tare și sugeste europene. Șase, cinci, șase, cinci.
Apuca mai de o pinci. Ce text are Oreste să dă vedete? Păi ți-am zis, mă, să nu mă zici Oreste. Eu sunt satâr, fane satâr, da? Păi mă pui pe mine lângă ciun palitic ăla de 2 bani. Băi, eu sunt băiat bun, dar dacă mă enervează cineva, îl tai, frate. Taci și dă cu zaru, Oreste. Paulică! Da, șeful! Hai! Marcă bani! Nu-mi bani cu apă, că mi-e sete. Hai! Chiorle, cum te văd, cum câștigi, mi se face sete. Zău? Minerală sau plată, șeful? Dă-mi una de aia plată. Ca mintea lui Gingaș. Fute mașini în oră. Ce, bă, Chiorle? Lasă bea și zarele astea ceva. Bă, vede, știi că nu sunt burangiu cu tovarășii. Care ai venit, mă, cu zarul ăsta? Jagraoane mâncam ei cu o clenzi. Stai, frățioare, că nu... Tu ne faci pe noi, bă, de răzare! Lăsați bani la mine. Mă descurc. Știi ce spune o femeie după 10 orgasme? Mersi, zetule. Ce faci pe bani? Bine, frății. Din toate balele de lume, de ce trebuie să-i tritur mai în asta? Aici e mai ieftin. Măi, de bărbat. Ai bani? Nu, dar am un procesor de 25. Am o combinație, frate, tare de tot. Da. Hai că nu mai gura e de tine. Frate, de data asta e profi. Am făcut un vierme spart de tot. Acum trebuie să pice primii clienți. Dacă îl trimit la Microsoft, mai iau ăștia profesor. Hai că venim mexicani. Încă o meschite, nu? Bă, vreți, bă, joc de noi. Păi ce, am venit aici să ascultăm muzică? Frate, e ok treaba? Beton, moșule, rupe tot. Show me the money, show me the money. Marche-mă bani. Stai, mă, vreți, să vedem dacă faci. Bă, tată, dacă merge mâine ai cocări, știi că suntem băieți. Bă, moșule, nu a fost așa, înțeleg. Păi dacă vă zic că merge, merge, eu vreau bani acum. Stai. Băi, băi, Luis, eu n-am vorbit cu trecutușul ăsta, ori, ori. Ce, mă? Ce, mă? Stai, mă. Hai. Frate, îți garantez eu, mâine ai bani, ok? Alex, berile. Da. Cam nasul, nu? Așa e, bronzați ăștia. Frățiorilor, v-ați luat papioarele? Am un super party de fițe, bere, whisky și femei pentru toți băieții mei. Ai noroc, zetule. Alo, mama, se trăiește, Alexe. 50 de uzo. Vin și eu la petrecere. Du-te, bă, la scara ta, e numai pentru cunoscători. Mergem la agățat. Băi, îmi pare rău, în seara asta n-am cum crezi până la 5 în tură. Hai, mă, spun eu că e super petrecere. Zice moșu, hai cu noi. Mă, și așa e supărat, hai la îndură pe mine. N-am cum să... Bagă și tu scrumiele aici. Stam, știe, nu e nasul. Bagă mă și tu scrumiele aici. Băi, zetule, tu mergi, mă, măcar să nu mă duc singur ca papagalul. Să fim doi. Merg, frate. Și așa să dubați dobi. Merg, măcar să bem un whisky, nu? Alexe, Alexe, dă-te încoace. Dă nici nouă sticlă de whisky. Și ți-o aducem mâine înapoi. Băi, că nu puteți nerce încă mâna în fund. Băi, nu pot, mă, înțelege, pentru că s-a supărat ăsta irlandezul pe mine și dacă vine și face tot cum a bere... Băi, n-o bem, tu n-ai înțeles treaba asta. Băi, nu pot, înțelege și tu. Haide, bă, te rog frumos! Hai, bă, două dată, ce dracu. Bă, dar nu beți. N-o bem, mă, ce dracu. Hai că te știu pe tine. Bă, hai să mergem. Bă, iau și o brichetă. Trești! Ca șobolanii, frac. Ia zi, mă, nene, măcar știm unde mergem. Pontul e sigur. Hai, trăiți, iar Mission Impossible să-mi bag picioarele. Am planul de la un zugraf care lucra la Casa Poporului. Mamă, ce aici? Aulica? L-am cunoscut. Băi, stoi, băi. La Marsilia. La Marsilia. Hai, bă, nene, ce faceți? Veniți sau nu? Pârnaie, dă-te, dracu. La Marsilia. Hai, Paulică! Da, șef!
Vedem ce ai învățat la școala din Prezident Hausen. Am uitat alarma pe radio. Suntem la climatizare. Tehnologie, nu? Mi-am dat dreacu. Pe vremea mea aveam nevoie decât un șperaclu. V-aș mechirit viermi, a? Ok. Eu am șaft, model 66. Aveam 26 de ani când deschideam primul din seria asta. După aia m-ai băgat încă 9 bucăți. Merțane, lasă poeziile, bagă mare! Trăiți iar familia! 10, 9, 2, 8. 10, 9, 28. 10, 9, 2... 10, 2, 9, 8. Tu spasca mătii de chior prost. Spune-ne, e un bătrân de porțelan, 10, 2, 9, 8. 10-2-9-8. Este un scap la barieră, mă. Nu, acolo am fost, du-te în partea aia. Ce faci, mă, aici? Du-te încolo. Păi, dacă țineți la coaiele voastre, îți sunt mai repede. Hai! Soldați, această statuie este însăși visul lui Petru cel Mare. Nici o problemă, ne ocupăm. Visul lui Petru cel Mare e și al nostru. Faceți orice pentru a intra în posesia statuiei. Am înțeles, tovarășe. Să trăiți! Ordinele sunt clare. Obiectivul trebuie recuperat cu orice preț. Hai, mă, și tu mai răbde, mă. Hai că ajung. Scara de acces. De trecere, da, la stânga. Care ușă, mă? Nu văd nicio ușă. La stânga! Bă, le-am șosă celălalt de acolo. Da, băi, am înțeles, gata. O luați pe scări în jos și după aceea aveți coridorul, care vă duce până la tezaur. Hai, mă, repede, băieți. Băi, dar și cotloane. E bine, ne apropiem, da. Mai, primă ușă imediat la dreapta. Levă înapravă, nici... Atenție la senzorii de mișcare. Unde-i nene, că nu e nicăieri? Ha? Caută, Chiorle. Pe aici trebuie să fie, caută! Unde-i nene, că am frecală zilele astea de la venită morți pe măsa. Spune-o că-i țeapă, ne-a trimis să ia la o habaie. Ba, nu e, nu e! Și ajungem la bulofu statuia lui Grigianiu, lui morți pe mărta. Atenție, atreuși pe dreapta. Atreuși pe dreapta, este cineva. Chide, bă, că-i frică afară, bă! Asta bzzz, de chide geamă și... Ne, bă, acum e cald afară. It can be only one. Mamă, fii atent la asta, fii atent la asta ce față are. Profilul ei ascunde genul, fii atent, poți zici. De urâtă e, doar. Zici că e nevastă. Parcele muzeului are pasul de recepție. Alo, mă aude cineva? Bă, voi n-ați auzit? Ce dracu, mă, mi s-a părut mie? Am auzit că am plecat. Gata, a expirat afacerea. Băi, 10.298, ziceați? Hei, Jack, avem oaspeți, ce facem? Obiectivul trebuie recuperat cu orice preț. Poliția, încetați focul! Încetați focul! Aruncați armele și ieșiți cu mâinile sus! Sunteți încercuiți, nu aveți nicio șansă!
Dezactivat alarma, dacă scap de aici, albelesc pe ăsta cu virusul morților măsii. Nu, 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 oare ăștia? Băi, ăștia de luat statuia, băi! Ai grijă la statuia, de fragilă! Zetule, ăștia ori avea ceva de băut? Mamă! Ia zi, Zetule, vezi bucăți în jurul tău, a? Bucăți, bucăți! Ce face? La mulțări! Lăsă-te cu ochi! Și vă, scate! Te-am adus un cadou! Yeah. Hai să-l bem! Nu, 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 să nu-l deschizi! Adică, păstează-și tu pentru ocazie mai specială. Da, nu, frate. O pun eu. Ok, man. Peace, man. Așa e. Peace. 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 Hai, topem. Șefule, n-am ce să fac, îmi pare rău. Chemăm în electricianul, nu știu ce are acum. Not the morning, not the morning. We need the electrician now. You fucking stupid Romanian people! Chef, people need coffee. Chef, this is a bar. Chefule, cine îmi vine mie la ora asta? Vine la ora la ora cai fers pe pereți, chef. No! Ce oare legal de loc, frumos. Îmi pare rău, n-avem și vara egal. Dacă trebuie să ginem bine. Nu avem! Foxy, nu avem! Look, I bought the fucking Chivas this morning. It was my best Chivas. I only got it this morning. I got the Chivas this fucking morning. Jesus Christ! Where is the fucking Chivas? I can't believe it! I got the Chivas this fucking morning. My best Chivas. My best Chivas. Romanian bastard. You're a fucking thieving Romanian bastard. Putem pula mea! Lizzie! Băi, ci și băura trece la cursul salariului meu, bă! Nu te dracu de rănuit! Fuck Romanian! Fuck you! Fucking Romanian! Fuck off! Fuck you! Fuck you! Doctore, cum ești de gardă? Băi, unde ești stricat de Chiva, băi? Ce Chiva, bă? Lasă-mă Chiva, bă! La mine! De ca care ți-am dat de bine! Dă-i piena mea de-i la te! Eee! Dau eu așa! Chiva, de ce-o voi, băi! Băi, uite ce Chiva, băi, cum ești pe aici, băi! Uite! Cetule! Vrei să-ți aduc ceva de băut? Ok, da, să fie ceva scump. Da, da, mă pup. Da, mă pup. Wow. Da, da, ești foarte drăguț. Da, mă așteaptă prieteni. Bună, bruneta! Mă duc să arăt ce pot! Băi, e super distracție, de aia nu mai pot să stau. Mâine am interviu și nu mai. Sunt chiar un gata. Unde-i Joe? L-am lăsat aici și a dispărut? La Snagov la petrecerea Contact. Păi și noi cu ce mergem? Unde să mergem? La Snagov la party. Băi, nu mergem nicăriu, mă simt perfect aici. Goții, băi, ia vină-mă cu-a. Vină cu-a! Băi, mâine am interviu, trebuie să plec. Fată, vezi tipul la portocaliu? Toată noaptea s-a uitat la mine. Hai mă, Andreea, că s-a uitat la mine, nu la tine. Hai la Snagov, dă-l încolo. Mama, niște fițe în cap mai spart. Îți iau mai pe rând. Hai, sunt Andreea, mă distrați. Hai, tu mai plecăm, goți. Auzi? Băi, ba! Stai mai aici! Stai mai aici, ești nebun! Auzi, dar prietena ta de ce nu vine? E mai ciudată, puștoaică de liceu. Da? Da? Uh-huh. Mai zice. Păi zice că are 21 și că e studentă la drept sau medicină. Pă bune? Băi, ia cheamă aici, să fii și mișto, fată. Hai că nu mai plec. Chiar așa, chiar așa! Miki! Hai, vino să-ți arăt niște băieți interesanți. Hai! Salona! Sorin! Sorin! Zianu Sorin! Zici Goții, doctor în horticultură. Da? Bună, eu sunt Miki. Alex. Voi ce ziceți de petrecerea asta? Vi se pare ok? E cam evoluată, așa. Hai să mergem să bem un cocktail. Da. Romantismul s-a dus, dracu. Unde-i bă romantismul? Da, poezia. Aventura. Hai să mergem să bem un cocktail. Auzi, mă, frate, dar tu ce-i vrea să facem? Păi mă gândesc să mergem la o petrecere. Petrecere Contact? Păi, nu sună. Păi, eu balanată. A, uite că mi-am uitat costumul acasă. Ia stai mă, stai puțin. Păi, tocmai asta e mai interesant, nu? Sorin, Gianu Sorin, mergem, e super petrecere. Băi, eu nu pot, băi, nu pot. Eu mâine am interviu. Hai mă. Cine, mă? Stai. Păi, cu ce mergem?
Păi nu mergem cu mașina voastră? E, aici ai greșit. Tocmai mi-au luat ăștia rău să lasă să schimbe. Da, ok. Cu mașina, nu? Pe bune. Păi, parcă mi-ar fi plăcut să merg cu voi, dar văd că nu se poate, nu? Cozi? Stai! Stai așa! Mă, dar o fi mergând, mă, mașina asta? Că bine, plecam cu americanul la Fugipan. Bă, frate, trebuie să costă o căruță de vară am luat. Dus-o facem o combinație cu moșul. Poate ne dă nouă la super preț, a? Nu, frate, că e al lui Ginerăsu. I-a dus-o cineva din Germania și acum o ține aici. Dar tu ce cauți, bă, acolo? Cheile. Hai. Facem, bă, și noi o plimbare cu mașină de baștan să vedem cum e, ha? Dar nu știu unde a pus cheile, bă, frate. Aici. Auzi, mă, hai bă să ne culcăm, că poate vine moșul, că mi-e frică, este nasol. Bă, moșul e plecat și Ginerăsu nu vine niciodată în weekend. A, da? Oricum ne întoarcem până dimineață, nu? Bă, ce plecăm, frate? Ce faci, mă? Foc, foc, ochiile! Foc, foc, foc! Ce mă, mergem cu câine la petrecere? Ai întârziat la voi? Da, am în casă, și era cât pe ce să întârziem de tot. Vă urmărit? Ce zici, cum fi ultimii fraieri? Chiorile, dă-i statuia. Cât sunt... Numara. Avem încredere. Ce e mic și galben și face gaură în nisip. Nu știți? E scorpionul de deșert. E bună scorpionul, nu? E frumoasă, nu? O bijuterie. Dă-mi bani, dar știi că face. Cercan! Cercan! Băi, cercane! Ce-ai întâmplat? Ce-ai întâmplat? Gata, gata, repede, gata, fugim! Lasă, lasă, băi! Asta sunt profesioniștii tăi! Nebunule, hai să plecăm! Nu mai opri, nu mai opri! Auză! Da! Du-te și-o lua și-o! Du-te! Tu schia, măci. Unde dracu și... Hai, 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 o dracu! Spre gara. Și noi cum ajungem în oraș? De ce trebuie să ajungem în oraș? Ce vrei să zici? Mamă, și te-au găurit ăștia. Trebuie să mergem la un doctor să te panseze, că te infectezi. Știu eu unul la Constanță. Îmi puteți de glume. Auzi, mă gândeam la banii ăștia. Să-l împărțim mai bine la doi. Ce nu te lovi la cap? Păi știu toți băieții că-i luau banii ăștia. Poate ne-a prins ăștia. I-am pierdut. Cum, mă? Ești prieten cu Merțanu de atâția ani și îi faci una ca asta? Mai dă-l în gâtul, mă, zi. Ce mare șmecher Merțanu? Păi! Primul lucru pe care îl fac arabii, îl tai pe Merțanu pentru statuie. Cu toată viața ai fost slugă. Bă, Luis...
Bun! Spui că ai zis chestia asta, da? Ia de geanta aia încoace. Pune de geanta încoace, nu scătem puși să mână! Bine, Luisica. Facem cum vrei tu. Ajută-mă să mă ridic. Fau, ce băiat simpatic ești, dacă aș ști stăpântul pe unde umbli. Goții, bagă și tu țigare, că nu mai am. Eu n-am văd țigări. Bă, să oprim dacă vedeți non-stop vreo benzinărie, ceva. Hai că oricum trebuie să luăm benzină. Asta e că trag aici la molul ăsta, mă, știau cea mai tare benzină. Oricum, mașina asta e mai sensibilă. Să nu-i facem probleme lui Godzilla, a? Bună! V-am zis, mă? Doar 5 litri, că mergea ăla. Bă, mă duc să-mi iau și o țigări. Stai, mă, dar benzină nu pune. Băi, ia și mie niște țigări. Hai că-ți dau banii. Mâine. Auzi? Dar tu cu ce ziceai că te ocupi? În afară de petreceri. Sunt studentă. Dar tu? Eu sar coarda. Ce faci? Sărituri cu bungee, motoare, chitări electrice, snowboard și alte faze de adrenalină. Ca și facultatea, de fapt. Horticultura. Horticultura? Dar ce ți-ți plac florile așa de mult de faci horticultură? Foarte mult, mai ales când e vorba să te ia în armată. Înțeleg. Au insistat ai mei că mie mi-ar fi plăcut altceva, nu știu, ceva mai periculos. Cam ce? Ceva, să fac o formație, ceva legat de muzică. Mie mi-ar plăcea să se uite gagicile la mine pe stradă. Dar tu unde ești studentă? La medicină. Ah, ciudat. Ciudat? De ce ciudat? Ce, medicina e ciudată? Păi nu, dar prietena ta zicea... Care? Du-mă și pe mine până în sat. M-a lovit la umăr, mă doare rău. Lasă-ne, frate, că suntem obosiți. Stai, mă, vere, că îți dau bani, mă. N-auzi, frățioare, să ne lași. Îți dau bani. Bă, dar nu ne lași. Bă, nu mă duci gratis, vere, îți dau bani, înțelegi? Băi, frățioare, n-auzi să ne lași. E, domnul calculatoris. Ce mi-ai adus banii sau care? Auzi, du-mă și pe mine până în Pantelimon. Băi, frățioare, n-auzi să ne lași. Mă doare rău. Nu, slupă, frate, îmi pare rău, dar uite, noi suntem invitați la o petrecere, deci dacă vrei, uite, putem... Ne vere, ce atâia vorbe, bă, ori mă duci, ori mă duci. Bagă bagine, folie, por bagaj. Bagă bagine, por bagaj, băi. Ce te uiți să fă ca muta la nasul? Băi, vină încolo. Chide-vă ușa. Dă-i pe drum. Unde mergem, mă, că mai avem puțin și ajungem la Bulgari. Mașina asta n-a mai făcut de 40 de ani un drum așa lung. Plus că nu e a noastră, mă, nene, n-avem acte pe ea. Păi de ce ați luat-o, bă, dacă e rablă? Ha? Șefule, înainte de Constanța, sigur o să fie filtru și... Da, și bă, dă-i drumul înainte acolo.
Vreau să spun că n-are cum să treacă neobservată mașina. Taci, mă, te mănâncă în cur! Încearcă unul să moară, mă, sa, dacă nu-l împușcă. Ai înțeles, mă? Hai să ne dezmorțim oasele puțin. Vreau să nu faceți probleme acum, da? Cheile. Hai! Bă, da, ce fioros ești, hai! Hai să faci pipi. Ce faci cu geanta aia? Să nu vadă ăștia, știi cum sunt oamenii, cam băgăcios. Fă-i plinul! Bengoasă mâncala, nenea, genială. Îți place? Ce-i asta? E, modelul 1914, toamna. Nu, frate, Grand Prix. 1964, model Siria. Pontiac. Îți place de vânzare, dacă vrei o cumperi. E, hai să cumpărăm ceva. Lasă că nu... Hai! Nu e nevoie. Fără. Hai! Hai că fac cinste, da? Hai! Hai! Ia uite, vre, ce găletuțe au ăștia! Să moară familia mea, ce rucsac! Păi de când vroiam, vre, să am... Hai, hai, mă, las ce vreți, că fac eu cinste! Ia uite, vede, ce colace au aici. A zita cheile la portbagaj. Bun. Deci, avem 1.250.000 la benzina. Așa, 7.000. Bun. 7.000. Am mai luat celul ăsta, ce am mai luat și copiii ăștia. Altceva? Ce credeați, bă, pulii fricilor, că ne luăm la revedere, ne pupăm pe obraz și gata? Să dați cu ciocul peste tot. Va tâmpi filmele alea, bă, labe triste, bă. Ce fă, crezi că bulangiu mă anglește și băieții corecți câștigă la loto, mă? Bă, unul care stă să... Iar ăștia m-am mâncat așa aici, familia ta să... Chibrie, că s-a refugiat! Ia-l! Michi! Stați, bă! Bă, stați! Hai, hai, mă, odată! Hai, odată! Stați, bă! Hai! Bă, și acum ce facem? Unde mergem? Cum unde mergem, mă? La București, să ducem mașina. Bă, tu ești tâmpit, mă? Vrei să ne omoare aia? Tu știi cine e Merțanu?
Păi și oricum dacă o luăm acum spre București, sigur ne ia poliția după chestia asta, nu-i normal? Păi frate, nu știu, sunt obosit, vreau să dorm. Ce vrei, mă? Vreau să dorm, sunt obosit. Păi atunci hai să oprim, să luăm o cameră la un hotel, ceva, nu știu. Eu nu am decât vreo 80 de mii la mine, așteptam banii de la bulangie. Pe mine nu vă bazați, că n-a ieșit nicio șpagă. Și eu sunt lefter. Oricum, mă, cu mașina asta la hotel e ca dracu, mă, frate. Și ideea ți-a venit cu mașina asta. Băga-mi aș picioarele în ea de mașină. Trebuia, mă, să faci după baștanul. Ba, mă, lași, că n-ajungeam în situația asta dacă nu ardeai tu cu toți pârnăia și ea. Terminați, mă, după ce las ca dobitocii, mă. Bă, să taci, băi, că dacă nu făceai tu pe șmecheră cu figurata asta, n-ajungeam aici, băi. Am pierdut și interviu. La ora asta puteam să am bilet de avion pentru Silicon Valley. Dar nu, dintr-un căcat cu doi loseri tâmpiți și o fufă, care mai și... Bă, dar termină-mă o dată cu chestia asta, că-ți pare rău! Am eu o idee. Am eu o cunoștință. Mai Mihai, la mamă, puteți să rămâneți aici, mamă, că domnul Werner e plecat pentru o lună de zile, dar rugămintea mea e să nu faceți deranjul. După aia pot să vin să mai strâng, o să vin să strâng după voi, dar rugămintea mea e să aveți grijă așa și de mâine, că pleacă niște băieți care sunt de la Cluj și pleacă în seara asta. De mâine puteți să veniți să stați la mine, da? Statuia asta e moștenirea dinastiile mele de acum 1000 de ani. Tu spui mie ce mai trebuie. 3 zile? Trebuie să mă aduci acum! Astăzi! E mai presus decât orice! Mai presus decât viața! De moarte! De bani! Fiecare zi când trece pentru tine înseamnă un... degeaba! Șefule! În 2 zile te aduc! În jur! Nu! Avem și noi una, noi nu avem ceva ce cu ea! Mă jur pe cea mai sfântă! Nu știu cum am... cum a rămas la noi? N-am vrut să fur. Oblomo! Moartea o să-ți fie cea mai dulce salvare! Să nu crezi că mâine poate te ascunzi într-un loc în lumea asta! Am să te găsesc eu! Chiar dacă te baci în gaura șarpelui, te scot cu mâna mea, nenorocitule! Idiotule! Mama ta de bolangis! Jack, auzi? Dacă ne-ar vedea cineva, amu, cred că n-ar înțelege nică. Dar tu și înțelegi, măi. Dar tu cât te mai joci cu radarul ăla? GPS-ul, băi. Asta cu tehnica n-am avut niciodată. Dă-i cu căcești. Bună ziua, băieți! Să trăiți, dragi general! Nu mai am răbdare! Arătați-mi statuia! Dragi general, cu rușine vă raportez că statueta nu se află încă în mâinile noastre. Dacă până mâine nu puneți mâna pe statuie, o să... O să vă spun lui Oblomov. Șeful? Dar cine e Oblomov? Dar chiar, cine e Oblomov, de fapt? Nu știu. Tovarășe, recepționez un semnal! Care a avut loc în timpul jafului armat de la Muzeul de Istorie. Noi amănunte în direct de la fața locului. Ce știți despre această statuetă? Ce ne puteți spune? Din păcate, nu am avut timp suficient să studiem această piesă. Ea a intrat în posesia muzeului în urma retrocedării tezaurului României de către Federația Rusă în chiar ziua precedentă spargerii, dar există fotografii și fișa de inventar a muzeului. Cristina, ce alte detalii ne poți spune despre misterioasa statuie dispărută? Da, Mihai, ceea ce rămâne o enigmă este faptul că, deși spărgătorii au avut la dispoziție numeroase opere de foarte mare valoare, singurul obiect dispărut este această statuie de porțelan de la începutul secolului trecut. Mihai? Cristina, care este poziția autorităților? Poliția a demarat deja în ancheta în acest caz și avem promisiuni că în cel mai scurt timp vor fi date publicității noi detalii asupra modului în care statuia a fost sustrasă din depozitul muzeului.
Desigur, vom face lumină în acest caz. Suntem pe numele spărgătorilor. Știm că este vorba despre niște spărgători de elită care acționează la comandă. Avem însă certitudinea că în cel mai scurt timp statuia de o inestimabilă valoare va fi retrocedată înapoi Muzeului de Istorie, care aparține în cele mai bune condiții. Am adus reprezentantul armat din această localitate, de la Muzeul de Istorie, pentru jurnalul de prânz, Cristina Rudea. Mulțumesc, Cristina. Continuăm jurnalul cu știrile din sport prezentate de domnul Tiburescu. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor din sport. Mare mulțumire pentru sportelor de fotbal din România. Aproape 24 de ore din sport în fiorul de început al marelui derby Steaua din România. Nu e greu să crezi că tu ești eu și dorința mea e a ta. E de afară. Bă, am uitat complet de creierul mușului. Auzi. Apartament. Repar mașina. Fac sună la bloc. Repar mașina lui la tren. Îi trag o popsea supermetalizată, îmi iau parte de bani, îmi iau placă de snowboard, îmi fac freestyle la bariu, bar central, muzică adevărată, cu piano, Ben Miller, Miles. Îmi iau placă de Winston, sunt mult, am fiecare. Ciorucuri de-astea, s-a rețit de urmă. Mama, am văzut niște cizme și o poșetă la agresiv. Hai că dacă am luat valul acum. Mai bine ascundem bani și vedem după aia ce facem. Un iaht mare, roșu. Știi cum îi zic, mă? Godzilla. Dar asta ce e, mă, mâncați și cum? Pescare vreo valoare? Marfă de super Buzău. Ia dă-mi, mă, să văd. Bun, am iaș. Bine, băzetule. După ce că suntem în rahat până în gât, mai spargi și statuia lui Bulibaș. Lasă, mă, dacă la o adică mergem în talcioc și le luăm una și mai frumoasă. Asta să fie problema. Crezi că umblă cineva aici? E ok, e ok. O asemenea mașină, la o asemenea vedetă, asta vă trebuie. Lăsați, lăsați. Pensia nu mi-a venit de 2 luni de zile. Pornește? Po, sigur că da. La cheie. Ia. Toarce? Aș fi păsat-o numai pentru mine, dar eu sunt bătrân. Mașina asta este o piesă de colecție. Într-adevăr, așa o colecție mai rar. O luați cu încredere. Ok, m-ați convins, o iau. Și spune-i lui Jean că îi dau banii când o să iam, da? Că nu moare pentru o săptămână. Păi, să-ți explic altul. Îți dai perecat, am făcut-o în cură de papagal. Azi Jean să-i aduci banii până mâine dimineață, că te face statuie pe putul mării, mă. 2 zile? Păi în 2 zile îl găsim și în gaură de șarpe. Merțane, îți promit eu că îl răzbunăm pe lui Isică. Jur pe mama, mă, l-am apărat cât am putut. Știu, mă, îmi pare rău, mă, mâncaia și ochiului, dar n-am ce să... Merțane, îi găsim, n-are cum să ne scape, mă. E sigur, ăștia e cu mașina, mă. O mașină albastră mare din asta. E unicat, mă. Decapotabilă, da. Sirius, nu Siria, mă. Ha, ba da, Siria. Da, păi vorbește tu cu băieți. Du-te, mă, direct la brazilianul. Du-te tu direct la brazilianul, ce să... Să moară copiii mei, Merțane, dacă nu e asta mașină. Să mor eu, e albastră, e veche, e decapotată. Eu n-am mai văzut așa piesă. Nu știu de unde are bulangiu, dar face bani. Mi-a zis de ea un fraier azi dimineață și am și primit comandă de la șchiopu, dar am zis că e pentru matale. Băi, îți trebuie lucrat, curat și sincer. Și uite tu, să vorbim, okay. Bă, dam por bagaj. Bă, frumos, îi dau banii lui Jean mâine. Care-i Jean? Care-i Jean? Omor! Da, mă! Nu înțelege, bă! Bă, dă ce-a cu bani! Da, mă, ia! Bă, mă, tare, ce tu s-a înapura, mă, deși!
ce zicea mă ăsta de Jean, de Constanța, ce, că îi dă el banii lui Jean, că ce? Băi, eu cred că băiatul ăsta-i sărit de pe fix. Răbdare, băieți, răbdare. Lucrul de-asta am mai văzut eu. Merțane, eu știu pe ăsta de undeva. Ce-l-i mă, sabă? Nu știu, bă, nu știu, dar știu de undeva. Când pe coada lui stă tălginim până la urmă. Până o fi din Pantelimon, dar lucrnat. Nu știu, bă, dar s-ar putea că e rezistent al dracului. La cât am băgat în el, a rămas pe picioare, bulangiu. Auzi, Merțane, mă doare pe mine mâna de cât i-am tras. Dar știu că i-am dat viza, tu-l încurpă, mă. Îmi ții și mie ceasul? Alex! Hai, bă, să facem și noi o baie! Nu, frate, decât o apă caldă, mai bine o bere rece. Bravo! Papagal, figur de discotec. Bă, Goți, tu crezi în destin? Ce, bă, te-a apucat filozofia? Nu, frate, dar mă gândeam la noaptea trecută. Prea s-a întâmplat repede, așa, nu știu. Până ieri eram fericit dacă făceam o combinație de 100 de parai. Azi noapte era să dau colțul și acum uit. Stau pe plajă, beau bere. Și mă gândesc să-mi iau un apartament sau un BMW. Nu ți se pare ciudat? Ba da. Prea s-au legat toate, frate. Petrecerea, mașina, chiorul ăsta, nu știu. Dacă eu nu luam mașina, toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Și mai e ceva. Care nu sare în apă, mă, să-i curvă! Hai, Faus, prinde! Hai, băi, că mergem! Alex! Prinde, Faus! Hai! Hai să băgăm și noi câinele ăla înăuntru, da? Te rog, mamă, să mai lăsăm puțin afară, să simtă și el bine. Mașina și câinele nu se împrumută. Trebuie să ajungă amândoi acasă. Așa că hai să-l băgăm înăuntru, te rog eu. Paus, hai, Paus, hai să intrăm. Hai, 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 ce-i, mă, ce-i acolo? Ce-i, mă, la ce latri? Ce-i asta? Băi, uite ce-a găsit Faust în iarbă, mă. Ia, uite. Mamă, ce ghișciuri din mare. Băi, poate o fi de aur. Nu, e chiar tabă. Dar ce piatră de neam prost are. Doamne, să văd. Alex, uite ce-am găsit în iarbă. Cum l-ai găsit în iarbă? Unde? O fi aruncat unul cu el după care. Băi, nu știu, mie îmi place, e drăguț. La mare merge, nu? Da. Dacă ție îți place. Hai că poate spartă noroc. Da? Petre, ce-i începe? Să cânte muzica? Honey,
Se plâng cu toții că n-au bani, dar știi cât mă scot din sărite? Nu ai loc de ei la hotel, toți loserii sunt la mare. N-o să mai găsim nici măcar un hotel de 4-5 stele liber. Kitty, știi, mă gândeam că poate putem merge la... Honey, no way! Să nu mă mai trimiți la baba aia nenorocită, nu mai suport! She's vars, I mean, I can't stand her! Doamne Dumnezeule, ar trebui să ai mai multe pretenții la tine. Nu știu de ce ești așa de zgârcit cu banii tăi. Plus, ești o celebritate și trebuie să ții cont de asta. Nu înțelegi că sunt anumite lucruri care fac o femeie să se simtă marv? Cum ar fi o haină de blană, cum ar fi un restaurant select, cum ar fi un hotel de 5 stele. Nu știu, te-ai zgârcit atâta și cu rabla asta de mașină. Ți-a trebuit jaful ăsta de Pontiac sau ce ți-ai luat tu aici, care ca în sumă 35%. Dragă, dar am vorbit deja cu tanti Coca și nu e chiar așa de rău. Ai grijă ce faci! Ce cu tine, dragă, era să lovești pe omul ăla cu pitbull-ul? Ai nebunit? Mașina e în garaj, te așteaptă. I-am pus numere, noi am înregistrat-o, totul e în regulă. Bine, Marati. Bine, tată. Știam eu că am vorbit cu cine trebuie. Hei! Marati, idiotule! Mașina aici în Constanța, tată. Tocmai era să mă avarieze. Hai că-i bună. Mașina e chiar aici, lângă mine, la garaj. Și mi-i dedica, vreau să-mi spun că se simte extraordinar de când are numere, nu e? Marati, nu te juca cu cuvintele tău. Ar fi bine să crezi ce spui. O vezi, da? Băi, ești sigur? O văd. Deci o vezi, mi da? Mi s-a spus și în fața mea. Bă, nu se poate! Mașina e unicat. Ia spune, pe ce parte are potcoava de la radiator? Ați auzit ultima fază? Care, mă? Mi-a zis o borcan când am plecat. Da, mă, în pula mea, pe la minte. Cine, mă, borcan? De... Băi, mortule, ți-o n-ai treabă. Șeful, mi-a zis de Vili, fiera aia din Constanța. Și că l-a tăiat pe unul la cărți, ăla n-a vrut să-i dea mașina, căci că ăsta trișase. Stai, mă, care mă trișase, mă? Cine trișase, mă? Bă, mortule, tu chiar ești prost, ăștia doi jucau cărți. Așa. Și ăla a trișat, a zis ăsta, ăsta pierduse mașina. Și ăsta n-a mai vrut să-i dea lui Vili. Și că trișat. I-a tăiat nasul, i-a tăiat urechile. N-am părt, l-a tăiat de tot. Iară, băiatul. De acum arată asta, mă, că nu l-am văzut niciodată. Nu l-ai văzut tu? Nu l-a văzut nimeni niciodată. Mortule, ci care 2 metri și jumătate, e mai mare ca mine și un pumn cât basculanta. Să n-am parte eu cu ăsta, nu m-aș băga. Ce dracu face ăla, mă, pe mijlocul drumul? Spre ca semaforul. Potcoava... N-are, domnule, nicio potcoavă. Eu fi căzut pe drum. Răspuns corect! N-are potcoavă! Tocmai ai câștigat 3000 de cocari! Ce pizda, mă, ti stai! Șefule, lasă-mă să-i dau vizalul ăsta pe... Deci sunt două mașini aproape la fel. Eu care știam că mașina e un fel. Tu ce-am mai și papiticul fostul? Mă gândeam să-ți fac cunoștință cu Rocu. Dar momentan e ocupat. Da, frate, da. Luni vin la București să iau mașina. Hai să-ți trăiască familia și să n-ai de-a face cu Billy. Rocu, treci în coace. Totul e pierdut, la 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 la. S-a pierdut, s-a pierdut, s-a pierdut, s-a pierdut gozii mei. Dize tu, băi, dă tu, dă tu. Vine! Băi, Godzilla! Băi! Baby! Baby! Alex! Baby! Băi, băi, Godzilla! Băi, Godzilla! Plecăm! Godzilla! Plecăm! Am ce voi! Mă duc afară! Băi, băi, băi! Am închis, nu vă supărați.
Ați întârziat. Vă așteptam, poftiți. Cum poți să-i primești așa pe acești tineri fermecători? Vă rog. Dar e târziu, domnule... Brankovici. Aș vrea, dacă se poate, să văd brățara cu pietre verzi din vitrină. Imediat. Salut, titi, vă? Tiens, comme il est beau, le petit titi. Alors, ne te fâche pas. Bien que je suis da? Ton meilleur ami. Da, puiule. Nu, tocmai mă pregăteam să închid. Alex, Alex, uite, uite, drăguț. Nu-i așa că se potrivește mai bine cu inelul? Da, de ce nu? Da, cred că se potrivește. Nimic nu se potrivește cu acel inel. E o piesă unică. Inelul Aziz. Cum? Aziz. Aziz. Asta e o piatră sau? Nu, e o poveste lungă. Adică o imitație foarte reușită. De 1000 de ani nimeni nu știe unde se află. Se știe că în interior are gravată o inscripție sacră, pe care nimeni n-a reușit să o descifreze. Îmi dai voie să mă uit? Nu. Inelul ăsta e o legendă, un miracol și un blestem totodată. Unde l-ați găsit? Pe jos. Firește! Horațiu spunea că marile virtuți se regăsesc în faptele neînsemnate. Prieteni, acest inel este o comoară, dar și o povară pentru oricine. A, am să te rog să... să-mi cauți în catalogul numismatic acest Adrian din 321. Hai să mergem. Înainte de Hristos. Hai mă, că e simpatic. Da. Varianta în argint. Noi ne cam... Are o putere deosebită și de aceea mulți. Foarte mulți oameni ar fi în stare de lucruri neobișnuite ca să-l găsească. Da, noi ne cam grăbi și ne așteaptă cineva, așa că trebuie să plecăm. Să știți că l-am găsit pe jos. Inelul ăsta e vechi de când lumea. Și nu mă înșel. S-ar putea să nu-i simți puterea, dar când vei fi în pericol, cu siguranță îți vei da. Stați, unde plecați? Trebuie să plecăm, mai trecem noi pe aici. La revedere! Jos, ce jos, căsta? Jos, Mirci, jos! Mirci, Pepe, fă dragă ceva! Să-ți nenorocește mașina, dacă așa e urabă. Hai, jos, jos, jos! Hai, dă-te jos! Jos, jos, no, jos, cu minte, cu minte! Na, ce, ce face dragă cu inelul ăsta? Hai, lasă-mă, 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 gata, hai, gata! Hai. Mă iubește, nu știu, pleacă, gata, gata, că e... Nu, jos, jos! Eee... Cât e potăi? Ca în Afganistan. Fix ca acolo. Fantastic! Și organizare! Nu înțeleg unde sunt. Adevărată strategie. Da. Ce te-a apucat? M-a enervat. Ce e prostia asta că o să simți pericolul, că o să simți puterea? Moșul era plecat, nu? O să te fac ce cu tine? Stai liniștită, n-are ce să se întâmple. Oricum, povestea era frumos. Îți dai seama dacă ar fi adevărat? Nu cred. Trece. Ia arată-mi puțin inelul. Michi, ia fii atentă. Exact cum a zis moșul, vezi? Inscripție. Hai mă, că le faci el și pe urmă vreodată povești. Iar.
ca o dovadă a prieteniei mele, stăruiesc acest inel. Magic. Ia. Nu pot să primesc. Te rog. Gaspadină? Bă, ce-mi place melodia asta, ce fele groază. Bă, tu și n-ai știut că o cântat în corul soldaților? Știi unde e capetel mar? Se poate, șeful. Știu tot, cunosc tot. Deci știi treburile pe aici? Ca băieții, șeful. Știți cum e, auzi una, alta. Ia zi, Jean mai e la capetel mar? Jean la capetel mar? Dar de ce mă întrebați, domnule? Așa vreau să știu. Sunt un prieten mai vechi. Prieten mai vechi cu Jean? Nu cred că există, doamne, așa ceva. Eu nu știu, n-am auzit, nu mă bag, nu știu nimic. Da, așa vorbesc băieții. Și că era un băiat bun, eforie, băiat bun, dar nu prea avea bănuți. Și a început o afacere cu două fetițe bună și mergea. Dar ca să meargă și mai bine, a luat niște bani de la Jean cu împrumut. Și Jean l-a lăsat. O lună? L-a lăsat două luni? L-au găsit mort. E de aici, pe plaja modernă. E mașina lui Vili Fiara. Mi-a lăsat să-i pun numere bune. Decât să-i spun că a dispărut, mai bine-mi iau gâtul. Cine te-a pus, dragă, să faci combinații cu Vili? Știi că ești moale. Puteai să stai aici cu mine. Aveai tot ce vroiai. Bani, mașini. Dacă vrei să mă ajuți, bine. Dacă nu, spune-mi că plec. Ah, mai faci și gât, da? Numai pentru că de 2 ani n-am avut niciun semn. După cât am făcut pentru tine. Doamna Jean? Și-a trebuit să te las pe mâna lui Vili. Ți-am spus să ne lași singuri, da? Ieși afară! Am venit mă să primi tăla de la televizor cu datoria. Ba, a adus și penalizarea? Toți banii? Era ca speriat. Atunci ia banii și spune că nu mai vreau să-l văd o vreme. Da, așa, înțeles. Marati, tot ce pot să fac dacă vrei e să te trimit la niște băieți. Dar ai grijă, alții nu sunt la fel de indulgenți ca mine, băiețele. Auzi, mâncați așa. Eu nu știu ce vrei tu. Dar noi am făcut investiții în mașina asta și acum ne vrem banul înapoi. Așa că lasă mai mole cu figurile. Mi-am pierdut timpul cu voi. Mai bine o căutam singuri idioților. Eu cred că omul nu înțelege. Auzi, băiețași, ai cerut să stai la piață. Ai făcut comandă, cumperi, da? Scoate banul și vorbește frumos, că altfel schimbăm placa minutul 2, oricât de prieten ești tu cu Jean. Bă, mă piși pe mașina voastră, e clar? Alo, băi. Și pentru că v-ați bătut joc de mine, o să vedeți pătrat. Băi, Cotlet, unde pleci, mă? Auzi, mă? Ia vezi, mă, cine este. Bă, dar idiot ești, mă, ce caută ăsta aici, mă? Cum l-ai adus, mă, pe ăsta aici? Dă capăra, n-am nevoie! Bă, dar aia nu mai vin, mă? Nu știu, mă. Dă și mie un foc. Un foc. Dă-și tu un fum. Cum e, mă? Să fii plin de bani? Să n-ai țigări? Băgăm și noi o baie înainte să plecăm? Nu și țigări, nu? Băgăm, mă, băgăm, dar stai să vină și aia. Auzi? Crezi că a rezolvat-o ăla pe aia?
La cum am plecat aseară. Păi oricum s-a scos. Nu-i de-aia bucățică. Și când te gândești că tu ai agățat-o. Ha, 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 ha. Nu e cine știe ce. Dar merge. O să faci cu câinele ăsta. Păi, ești nebun? Tu ai scos mașina din garaj? Nu, frate. Poate Alex. Băi, ești nebun? Asta e mașina moșului. Da, frate, dar are alt număr de matriculare. Bă, nu-mi vine să cred, e identică. Al dracu, ce e șasă, ziceai că e serie limitată. Du-te. Oricum, există o diferență între ele. Bine, bă, ești bun. Câinele a fugit. Avem încă o mașină la fel și tu faci bancuri cu potcoafe de cai morți pe pereți. Nu vreau decât să ajung la București, să-i duc mașina moșului și câinele, să împărțim banii, să facă fiecare ce vrea. Bă, aș face o baie. Și poate găsim și câinele ăla. Eu rămân să fac puțin curat. Nu vreau să se supere tanti Coca pe mine. Hai că rămân și eu să te ajut. Nu-i nevoie, lasă că fac singura. O fi vreo șubeneță pe aici, mă? Martiu? Deana? Asta n-avea numără de București? Bate. Hai că-i gata, uite, cu are de vâlce. Ăștia sunt. Bă, ăștia i-a schimbat numerele. Ne strângem țoalele și mergem. Miki! De s-a dus, mă? Miki! Ia uite, bă, nu și-a făcut nici bagaj. S-o fi dus, mă, să caute cățelul. Zetule, n-ai văzut, mă, ochelarii mei de soare? Te-ai uitat, mă, sub pat! Unde, mă? Sub pat! Sunt banii. Unde e mă, Michi? Nu știu. Și-a lăsat hainele, mobilul, dar nu știu unde. Mamă, ce proști am fost. Eram sigur. Sunt sigur că există o explicație. Normal, mă, că există o explicație și o știm cu toții. Păi stai, mă, puțin. Ce să stau, mă? Ce să stau? E clar, tu n-ai nicio vină. Ești un papagal care crede orice. Noi suntem niște proști că ne-am lăsat duși de una de nastră bună pe care știam de câteva ore. Nici nu știi cine e, mă. Cum o cheamă? Zici și mie cum o cheamă! Nu știu ce s-a întâmplat, băicoții! Cum nu știu, ce s-a întâmplat? Te spune ce s-a întâmplat, mă! Avem o geantă cu bani pe care nu mai avem, fiindcă am plecat gagica ta cu ea, mă! Te-a făcut o curvă pe care nici măcar nu știm cum o cheamă! Genial, mă! Genial! Te rog frumos! Bă, știi ceva? Nu te credeam chiar atât de tâmpit, dar văd că m-am înșelat.
Băi, n-ar fi făcut chestia asta, mă. N-ar fi luat banii, sunt sigur. Sunt lucruri pe care tu n-ai de unde să le știi. Pentru că nu vreau să le știu. Nu vreau să le știu, mă. Tot ce știu este că pentru o zi am avut tot ce ne-am fi dorit vreodată și acum nu mai avem nimic din cauza unei curve hoate pe care nu avem cum să o mai găsim. Băi, terminat. Hai mai bine să vedem ce am făcut. Gata. Eu știu ce am de făcut. M-am săturat și de tine. Și de tine și de toată povestea asta. Mă duc, îi duc mașina lui ăla, îi duc câinele și gata. Treci, mă, în față! Să mă găsesc pe ce tâmpitul. Băi, tu chiar nu-ți dai seama că a plecat cu banii și să mai întoarce? Nu știu, mă, ce să mai cred, mă, s-au întâmplat prea multe, nu știu. Alo? Michi, ce faci, mă, unde ești? Alo? Cine e la telefon? Fata este la noi. Adă diseară statuia, la 10. Pe digul mare. Altfel nu-ți mai vezi prietena niciodată. Și tot nu scap de noi. Ce statuie? Nu înțeleg. Statuia noastră. Statuia? Nu mă face pe prostul. Adă statuia diseară la ora 10 pe digul mare. Alo? Ce te am? Bă, bine că n-au venit gunoierii. După ce că ne-au luat banii, ne-au mare și cu statuia asta, mă, mâncați așa, bă, dar ce-o fi găsit la chiciul ăsta, eu nu pot să înțeleg. Zicea să mă uit la ea. Băi, cred că știu de ce. Știi cine e? E Gica Petrescu. Auzetule, dacă ai rămas cu mine crezând că am păstrat banii și facem jumătate, să știi că te înșel, da? Nu, frate. Dar decât să risc să merg cu goții la volan până la București. Oricum, mersi. Fătărești. Ia. Opa, filmul Godzilla se întoarce numărul 2. Ce, bă, ți-ai dat seama că ai greșit? Ai venit, da? Inevitabil. Bă, până aici ne-a fost, frate. Fără căcatul ăla de statuie nu mai putem face nimic. Ba da. Apelăm la soluția finală. Aveți aici câte o coadă de hârtii. Vă apucați să dați o declarație. Începeți cu domnule comandant, subsemnatul, cu tare și cu tare adresă, număr de buletin, tot ce trebuie, da? Aveți grijă să scrieți, citeți. Mâine dimineață când vine comandantul? Domnule, cred că n-ați înțeles. E vorba de seara asta. Dacă în seara asta nu le duce statuia, atunci... Și să înțeleg, bă, băieți, voi ați văzut multe filme de alea cu... Hai, terminați cu prostile, da? Apucați-vă de muncă, mă, apucați-vă, mă, de muncă, mă. Dacă stați degeaba, începeți să inventați idei. Păi știți câte povești din astea am auzit eu până acum, de 70 de stăm la postul? Domnule, vă rog să înțelegeți că noi am venit aici doar... Ce să înțeleg, bă, ce să înțeleg, hă? Tu știi ce zi e azi? Ia uite-l, mă, cum se uită. După ce planetă ești venit, mă? Azi e zi mare, bă, meci, Steaua, Dinamo, Cupa României. Ia uite-l, mă, cum se uită. Hai, treci și scrie. Pune mâna și scrie. Când vine comandantul, stăm de vorbă, da? Ce faci, mă, aici? Vrei să taci puțin? Bună seara. Bună seara. Cu ce vă pot ajuta? Mă iertați că vă deranjez. Domnul Brancovici. Brancovici? Da. Din ce an? Aseară. Pictorul sau sculptorul? Deci este chelios, cu barbă. Mai aici? Da, mai în vârstă, așa, poartă un costum. Domnule, eu lucrez aici de sezonul trecut și n-am văzut niciun Tom Brancovici. Mă scuzați, am un client. Bună seara. Bună seara. Cu ce vă pot ajuta? O pictură interbelică. Cine e asta, mă? Aveți? Da, avem. Non-ilengiu, natură moartă sau... Ce? E o poveste mai... Băi, ia de telefon.
V-aș recomanda totuși Nuni Lengiu, un pictor mult mai... Cum... cum ziceai că se cheamă filmul la care vrei să-l vezi? Hai că ieșim în oraș. Alo, tovarăș, ne-am hotărât. Păstrăm ora, dar schimbăm locul. Nu te mai făție atâta, da? Mai gândim ce ce la film. Ia uite ce frumos e. Băi, a? Ce faci? Gine. Telefonul, băi. A? Ce bă, țărane, ți-ai luat telefon? Alo? Nimic. Alo? Bă! Vine și îți închid telefonul, bă, te bagi la reanimare, bă, ciumpalacule. Da, bă, țărane, cu tine vorbesc. Mai terminați, domnule, o dată, că vin la voi. Arde-l, domnule, pe fraier, că e nesimțit. Auzi, mă duc să-l liniștesc. Ai tu grijă de dânsa. Bine. Alo. Ați ajuns? Da, suntem la locurile stabile. Foarte bine. Sub scaunul din stânga ta se află o plasă, o pungă. Acolo este statuia. Uite-te bine. Nu văd. Normal că nu vezi. Uite-te mai bine. În spate și mai la stânga. Unde? Puțin mai la stânga și mai în spate. A, da, da, da. L-ai văzut? Da, da, o văd. O vezi? Da. Eram sigură că n-ai să mă lași. Mi-am dat seama că nu pot să trăiesc fără tine. Bă, eu cred că n-ai să mai trăiești deloc dacă nu-mi dai statuia. Să moară familia mea dacă știam, domnul Bine. Hai să-l văd și eu, poate îl știm. Lasă că ți-l arată pe urmă, dar zic ce facem cu el. Futul în gură să-l fut de gabă. Și actele unde sunt? Actele la masă. E groasă, tata. Dacă ăsta e polițai și vrea mașina mea, înseamnă că cineva ne-a ginit. Da? Da. Păi și ce facem? Trebuie să vorbesc cu manivelă. Da, ne-a ginit și vrea să ne înfunde și pe noi și pe ăla de la București. Așa că trebuie să scăpăm de el. Păi lasă că îl rezolvăm. Te duci în la pești. În noata băiatul... Duci în port, dar să pară un accident. Da, da, da. Dar iei motorină. Da, mă, stă faze cu motorină. Lasă-mă că fac eu răză motorină. Motorină, ciment, îl dai la pești. Nu fac beton, statuie. Dai la... Opriți-vă!
s-a drogat? Mașina mea. Băi, nenul lucidului, mi-ai furat mașina. Te arestez, bă, sunt capitan de poliție. N-am furat nimic, mă cunoașteți, nu? Sper. Sigur, ba, domnul Mircea, bă, da. Da, îmi pare bine. Nici un pierd nicio emisiune. Vă rog să-ți spun. Ce-ați pățit la față? Ce batea, bă, javra asta? Mi-a furat mașina. Ai grijă cum vorbești, domnul Mircea, bă. Ai grijă acum, cum vorbești cu mine. Sunt capitan de poliție. Vă arestez pe toți, asta e mașina mea, să fie clar. Da, prietene, prietene, nu, cred că le încurci. Nu e asta mașina ta. Mașina ta e asta. Care? Băi! Am adus tigania aia la tine. Te-ai nebunit? Ai dus aici? Ce e umed și negru și zboară asupra deșertului? Știi nimeni? Mă, da, tu zgura. Poftim? Să da, nimic, nimic, nimic. Un corp care a făcut baie într-o oază. Chiule, dă-i obiectul. Nesfârșit. Întrezat am un șut dighe. Hodoro șut. Dar spui muzea să nu găzăștă. Eu zic să ne tirăm acum. Noi plecăm. Cred că am rezolvat toate problemele definitiv, da? Cum? Jocul s-a terminat, Said. Inelul este al meu. Igor Dimitrovici. Ai crezut că să-i pui mâna pe inel fără ca măcar să știu? Fruntara asta n-are niciun rost. Tovarășu, lăsați bustul! Unde e inelul? Unde e inelul? Nu a scăpat, șobolanii. Nu am terminat încă cu voi, nenorociții de șobolan. Unde e? A fost la un pas să împlinim visul măreț al lui Petru cel Mare. Mă, ce inel vrea ăștia? Dați-mi inelul, că vă împuși. Am adus statueta așa cum am stabilit. Unde e inelul? Taci! Dacă inelul era în statuie și statuia era la voi, unde e inelul? Ce inel? Habar n-am de ce inel spui. Pe asta n-ați mai văzut-o. 2 din 6 decât în filme. Asta e pistolul lui Cuciuc. Un cazac. Am făcut armata cu el la Tiraspol. Uzi, mă, nene, ne omor sau nu? General. Mai bine dă-ne un CV și gata, mă. Trebuie să-mi dea telefon. Când Boris primește telefon de la general, Boris rezolvă problema voastră, e clar? Mi-a zis Cuciuc să jucăm pe bani și am jucat pe 3 gloanțe. Și? A zis să dublăm suma, să jucăm cu 5. Și? Și l-am împușcat. Boris e curajos, dar nu nebun. Și chiar ai putea să joci cu 4 gloanțe? Oricând. Spune, vrei să joci cu taica Boris? Spune, vrei? Osman!
Omoară-ne pula mea odată, că spune mai tu plâni! În 25 de ani de prânaie am învățat că fiecare o să capete ce merită. Nu întotdeauna. Dorința de putere te poate obliga uneori să faci lucruri la care nici nu te gândești. Ia fii atent la asta. Inelul ăsta te poate ajuta să citești gândurile oamenilor. Nu pleci fără să-mi dai inelul. Vrei inel? Ia, mă, dă-te dreacu cu inelul tot cu tot. Fii atent că noi acum am plecat. Vrei să pleci mort de aici? Nu mi-e frică de absolut nimeni. Unde e inelul? Inelul nu mai e de mult în statuia asta. E la mâna uneia care nu-i cunoaște puterea. Dar cu siguranță o va afla în curând. Spune, joci, da? Lasă-mi în pace, joci cu mine. Măi, cuțulache, cu tine joc după aia. Acum joc cu ea, vreau să văd creierii pe pereți cum sar. N-am mai văzut niciodată la o femeie. Și după aia mă ocup și de tine, n-ai nicio grijă. Spune, joci. Da. Da, joc. Da, dacă tragi tu primul. Păi, nebunit. Avem o singură șansă, nu? Unu. Doi. Patru. Cine trage primul? Cum cine trage primul? Tu tragi primul. Păi nu e drept. Trebuie să avem șanse egale. Adin, dva, tri, cetire, piat, șes, sem, vosem, deviat, deseat. Ești chiar... Dar nu-i trebuie, nu-i trebuie! Băi, psihopatru, dacă-i faci ceva, te strâng de cât ai înțeles! Rumbura cu ce bildeț? Frumos, inel. O să am o amintire de la voi. Copii acum la mână pe Luisica. Băi, băi, stai cu minte, ce faci? Arunc arma! Arunc-o, mă! Vreau toți banii înapoi. Să-mi spună cine l-a omorât pe Luisica. Pe cine mai? Pe băiatul meu. Cine? Cine l-a omorât? Dacă nu, tu o să fii primul care să mori. În chinuri groaznice. Cine l-a omorât pe Luisica? Nu l-am omorât eu. Jur pe sufletul mai cuțit că l-am omorât pe mine, jur! Băi, n-am pus noi mâna pe valuta voastră. Și nici nu l-am tăiat pe băiet. Noi lucrăm curat, nu cu cuțitul. Voi între voi v-ați tăiat. De unde știi că a fost înjunghiat? Eu am văzut... De unde știi? Am văzut eu privizorul arbii. Minte, nu-i adevărat, minte! Tu, Chiorule... Merțani, îți dai seama, suntem tovarăși de ani de zile. E o invenție de lor ca să scape! Dar... Tu, Chiorule! Nu-i adevărat! Minte! De ce minți, bă? Cum ai putut, mă? Ai vrut să fugi cu banii, da? Ai vrut să fugi cu banii? Ai vrut să iei geanta, mă? Așa ai ajuns la frontieră, da? Era un copil, băi! Era un copil, băi, șavră! Ce credeai, mă, că o să stau să joc barbut toată viața cu voi, să-mi dai tu o firimitură ca la Miluci? A? A vrut
să fie slugă, a murit ca o slugă. Ah. Eu-s de acțiune, bă, înțelegi? Tu ești depășit, băi. Vai, ce animale. Bușorocule. Ce faceți aici? Asta nu e treaba ta, pleacă-te! Asta se spui lui Oblomov. Oblomov? Puțin îmi pasă de părerea lui Oblomov. Hai, plec, plec, plec. Ai curaj să-i spui asta în față? Da, am curaj să-i spun în față. Uite că vine. Cine? Oblomov. Bună seara, domnilor. Deranjez? V-a fost atras atenția în nenumărate rânduri că în acest sanatoriu este permis orice, dar nu arme și vizite în afara programului. Cienți, indiferent de numele și averea lor. Nu-i așa, generale? Da, domnule. Eu sunt un om de știință, un savant. Nu știu nimic despre asta. Dacă continuați așa, terapia noastră nu va avea niciodată efect. Pot să știu despre ce-i vorba de data asta, Saibei? Nu! Acum pot să vorbesc. Niciodată nu am renunțat să-l caut la el. Am crezut că v-ați vindecat de povestea cu inelul fermecat și celelalte bazaconii. Igor Dimitrovici a descoperit la el nesfârșit. Este adevărat? Inelul a zis există. Vă rog să vă luați rămas bun de la invitat și să vă retrageți în camerele dumneavoastră. Domnilor, părăsiți sanatoriul imediat! Unde te duci, mă? Băi, unde ești? Moment. Stai! Nu, ești un laș! Trage dacă ai curaj! Nu e rândul tău, hai, trage! Boris nu-i laș. Boris nu pierde niciodată. Pentru că m-a uns mama cu mir când era mic. Și ca să-ți demonstrez că nu-ți lași, poftim. Uite. 4. Am avut noroc. Ba n-ai avut, futu-s gura, măti. Păi bine, mă. Voi vă distrați fără mine? Hai, parazitii. O, 2004. La Caterinca, așa, milionar de weekend. Da. Mă poți privi cu admirație, te rog de jos în sus, căci milionul meu de parai mă face mai frumos, ți-am spus. Redus la ceea ce sunt, fără ceea ce am, ai să vrei să mă măsori până la ultimul ban. Te văd praf staționând în stație la tramvai, stai, căci high life înseamnă să stai o viață high. Sunt efectiv dușmanul tău instinctiv, fără simțul binelui colectiv sau doar un nativ naiv. Îmi plimb în șuturi finele, căci sunt un excentric, gândesc egocentric, ca un domn autentic. Ai o șansă în viață, aruncă-te în față. Merge gândul că există șansa să-ți rup degeaba gâtul. O ard la șto, totuși spun lucruri serioase, că-și cele mai mari decepții în viață par catericoase. Voi într-un case ca frigul oase, chiar...